Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici două cufere, un Silver Chest care are 143 de gold, Battle Ram și Skeletons. Mai avem un Golden Chest care are 550 de gold, Goblins, Elixir Golem, Fire Spirits și 3 Musketeers. Hai să vedem și în shop. Avem o ofertă specială, de fapt două oferte speciale. Una de 550 de gemuri și una de 1000 de gemuri, dar din punctul meu de vedere nu cred că merită. Vă amintiți, am luat cu 1000 de gemuri 100.000 de gold și un Legendary Chest, deci cu siguranță această ofertă nu merită. Bun, mai avem un Silver Chest Free, hai să vedem ce avem aici, 150 de gold, avem Furnace și Ice Spirit. Ok, hai să vedem, avem și un free chest aici, cu 110 gold, Barbarians și 3 Musketeers. Din păcate nu am primit gemuri și două crown chesturi. Hai să vedem ce ne pică în ele. Ok, avem 1174 de gold, 3 gemuri, Skeleton Dragons, Hell Spirit, Royal Delivery și Wizard, 10 bucăți. Bun, și încă unul cu 1129 de gold, 2 gemuri, Goblins, avem Skeleton Dragons, avem Dark Prince și Elixir Collector, pompa. Bun, și hai să vedem, o să și donăm în chat. Avem de dat meciul la Preparation, putem să mai jucăm și în Challenge și mai avem foarte puțin să ajungem la următorul reward, în valoare de 40 de gemuri. Păi, hai să începem cu un skeleton, cu un Sudden Death Battle. Și vom continua cu un meci de 1v1 în arenă, după care probabil vom juca la challenge. Așteptăm să ne găsească un oponent. Destul de greu. Asta poate fi bine, poate ne dă unul mai slab sau poate ne dă unul mult mai puternic. Bun, să punem Tesla aici. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. Să trimitem și noi Hogu și cu Mini PK pe partea dreaptă. Să vedem, punem aici un freeze. Aia, și din păcate a pus acei skeletoni. A, Mini PK va muri. Punem Baby Dragon-ul aici, o să punem Valkyra. Hai să vedem, scăpăm de acel hog fără damage? Nu. Punem din nou hog-ul, hai să emitem și Mini P.K. Vom da probabil și un freeze aici. Ok, scăpăm de... scăpăm de acel Ice Spirit. Dar ne atacă pe stânga cu hog-ul. Hai să vedem cum jucăm de acum încolo. Ok, a pus o grămadă de trupe. Bun, dar și noi avem un push destul de puternic aici. Hai să vedem. Și o să dăm un freeze, excelent. O să dăm și un arrows. Scăpăm de muschetiră. Dacă ajunge Mini P.K. pe turn, n-a ajuns, din păcate. Hai să trimitem Baby Dragon-ul. O să punem și Tesla. Punem aici Valkyra. Și avem un nou push destul de bun aici. Da, din păcate nu se duce pe turn acel hog. Ar fi dat o grămadă de damage. Și hai să vedem cum va juca el. Pentru că deja începem să dominăm meciul, dacă observați. Și avem și un Eros aici. Bun, trimite Mini P.K. Punem o Valkyra aici.
punem și Baby Dragon, trimitem și Hogu și avem un push foarte, foarte bun. Putem scăpăm de cele două. De cele două Kenanuri. Ok, hai să vedem dacă păcălim acest Hog. Da, l-am păcălit. Bun, și cred că cu o rachetă. Aba, nu? De ce nu? Nu le avem la level. A scăzut, s-a făcut balance-ul și racheta nu mai e la fel de puternică ca înainte. Corect. Sau am jucat cu cărți de level 9. Păi nu-mi dau seama. Oricum, important e că am obținut victoria. Hai să dăm și un meci de 1v1. Dacă reușim să câștigăm, vom ajunge la cele 40 de gemuri. Începem cu Valkyra din spate. Trimitem și mini P.E.K.K.A. Spunem și Baby Dragon-ul. Și avem nevoie de Freeze sau hai mai degrabă să dăm un Eros. Și din păcate ne scoate acel mini P.E.K.K.A. Hai să vedem dacă scăpăm fără hit de la acest Ram Rider. Bun, și momentan stăm binișor. De fapt, meciul e la egalitate. Dar să vedem cum gândim următorul atac. Hai să începem cu Valkyra din spate, pentru început. Vom trimite și mini P.E.K.K.A-ul. Punem mai aproape de Valkyra. Punem din nou Baby Dragon, nu? Și ar trebui să dăm și Freeze-ul. Din păcate am ratat Tesla. Și ce nasol. Dacă am fi prins acea Tesla, mini P.E.K.K.A. s-ar fi dus pe turn. Și cu siguranță ar fi fost mult mai rău pentru el. Bun. Hai să punem din nou Tesla. Să punem și Valkyra aici. Scăpăm de Ram Rider. Momentan vom aștepta să avem un pic mai mult elixir. Va da Valkyra un hit pe turn, asta e bine. Trimitem Hog-ul. Trimitem și mini P.E.K.K.A. aici. Trimitem Baby Dragon, nu? Avem elixir și pentru Freeze și ce noroc avem că a pus mult prea departe acel Tesla. Și acum trebuie doar să rezistăm cele 30 de secunde cu turnul în picioare, ceea ce nu e destul de greu. Nu prea are nici cu ce să ne atace. Ram Rider-ul ar fi fost un pic mai periculos, dar avem mini P.E.K.K.A., avem și Freeze-ul pregătit. Poate să bună orice. Bun. Facem și noi un push pe partea stângă, dăm aici un Freeze. Trimitem și săgețile și victoria este cu siguranță a noastră. Bun. Hai să ne luăm reward-ul. Avem 40 de gemuri de revendicat. Ok, și ajungem la 876 de gemuri. Mai avem foarte puțin până la 1000. Și hai să dăm și un match în challenge. De fapt, nu, să fac un episod special. Hai să mai dăm un 2v2, poate. Hai să dăm un 2v2. Să vedem cum ne descurcăm și într-un match de 2v2. Începem cu... Hai să punem Valkyra. Valkyra din spate. Avem Tesla pregătită în cazul în care încearcă un push rapid. Punem Baby Dragon, nu? Hai să vedem. Bun, o să dăm aici un Eros.
sper că va pune, va pune și Knight-ul. Și scăpăm de minim pe cam. Și ce bine, ce bine au căzut acolo scheletonii. Practic au reușit să doboare turnul de singuri. O să dau aici o rachetă. Bam! Da, nu înțeleg de ce n-a sacrificat acel Darts Goblin. Să nu ne fi luat pușul acela în, în turn din partea... din partea prințului. Dar oricum, stăm destul de bine în în match momentan. Trimitem Valkyra. O să trimitem și se punem Baby Dragon-ul să scape de acei de acei Skeleton Dragons. Și trebuie doar să rezistăm acelui atac. Ok, se duce acolo Knight-ul. A pus un, un miner. A, sincer, nu cred că va mai putea să întoarcă meciul, deși orice e posibil. Hai să vedem. S-a dus acolo mini P.K.A. O să dăm și un rachetă. Mai bine nu. Hai să așteptăm totuși. Da, și stăm destul de bine, am mai dat un hit cu mini P.K.A. Chiar dacă va ajunge cu, cu golemul pe, pe turn, nu cred că va putea face mare lucru. Hai să punem și Baby Dragon-ul, punem și Valkyra. Ok, trimis și minerul acolo. Să dăm un, un freeze pe acel balon. De toate trupele, da, și obținem victoria. Mai sunt mai puțin de 10 secunde din, din match și cu siguranță vom câștiga. Da. Obținem a treia victorie din, din acest episod. O mai câștigăm un chest, un singur chest și 44 de, de gold. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!